Oare mi-a mai luat un husky? Salut tuturor! Astăzi este o zi de duminică foarte liniștită și în clipul de astăzi, sincer, nu o să facem mai nimic special, am să vă răspund doar la o întrebare care mi-a fost foarte des adresată în ultima vreme de când postăm clipuri cu acest câine. Sunt sigur că ați văzut superbitatea aceasta de câine în videoclipurile scurte din ultima perioadă și vă întrebați, oare mi-a mai luat un husky? Avem încă un câine în familie? Întrebarea aceasta a fost pusă de foarte multe ori în ultima vreme, așa că astăzi o să răspundem la această întrebare. Cred că ați observat și voi deja că este un câine foarte liniștit și foarte, foarte cu minte și deloc agresiv. Nu are probleme nici cu Maia și nici Maia nu are probleme cu el. Se înțeleg de minune amândoi. Bun, haideți direct să vă răspund la întrebare. Nu, acest câine nu este al meu, nu mai avem încă un husky în familie, pur și simplu acesta este un câine abandonat de la mine din sat, care hoinărește de foarte multe luni prin sat, iar s-a întâmplat ca Maia să plece la plimbare cum pleacă în fiecare zi de una singură prin sat și s-a întors cu acest câine la mine în curte. Și de câteva zile este la mine în curte și mă gândesc serios să îi găsesc un stăpân. Îi dau de mâncare, îi dau să bea, îl țin la mine în curte ca să nu mai hoinărească prin sat și o să încerc să-i găsesc un stăpân. Și cam asta este răspunsul la întrebarea voastră. După cum vedeți, este și foarte, foarte jucăuș. Poate voi credeți că mă atacă sau că mă mâre sau îmi doargă să mă mușe, dar de fapt așa se joacă un husky. Sunetul acela cel mărit pe care tocmai l-ați auzit este de fapt sunetul lor de joacă. Sincer, pot să spun că m-am atașat de el, m-am împrietenit foarte bine cu el. Și el de mine, ce-i drept, chiar și Maia de el. Și el de Maia. Doar că, din păcate, nu-l pot ține. L-am primit la mine în curte până când îi voi găsi un stăpân. Sunt sigur că își va găsi imediat un stăpân, pentru că este un câine foarte frumos, foarte cu minte și foarte, foarte jucăuș. Și da, fiind hoinar, are nevoie de foarte multă afecțiune. Și mi-am dat seama de asta pentru că cerșește foarte multă afecțiune. Sincer, în clipul de astăzi doar asta am vrut să vă explic. Știu că este un clip scurt. Cam asta a fost și cu clipul de astăzi. Cum am spus, nu voi face nimic special, doar v-am răspuns la întrebarea foarte des adresată în ultimele clipuri. Mulțumesc tare mult că te-ai uitat și ne vedem în următoarele clipuri.